Anul 2022 nu este unul tocmai bun pentru 50% dintre români. Situația lor financiară s-a înrăutățit, iar potrivit unui sondaj, 38% spun clar că se așteaptă să le fie din ce în ce mai greu. Conform focusprimatv.ro, situația financiară a românilor s-a înrăutățit în ultimul an. O recunosc jumătate dintre oameni care dau vina în special pe creșterea prețurilor. Facturile mari sunt însă cele care le dau coșmaruri. De asemenea, speriați de previziunile economice sumbre, tot mai mulți au început să pună bani deoparte. Cauzele traiului mai greu sunt prețurile tot mai mari și facturile uriașe. Din cauza cheltuielilor mari și previziunilor tot mai pesimiste privind economia, mulți au început să pună bani deoparte. Vorbim despre o pondere de 63%. Sunt mulți însă care spun însă că le este greu să economisească de la o lună la alta. Specialiștii spun să economisim sume mici, lunar, care să nu aibă un impact mare asupra bugetului. 47% dintre români spun că preferă să țină banii cash și nu într-un depozit bancar, relatează focusprimatv.ro.